Bun găsit la știrile Teleuniversitatea. Eu sunt Caterina Ledrer. Tinerele cadre didactice ale Universității Politehnica Timișoara aduc premii și mari recunoașteri internaționale. Medalia de aur de la Salonul de la Geneva a ajuns la Roland Szabo, inventatorul unui stick cu memorie portabilă flash. Tânărul inventator a primit o distincție și din partea Guvernului României. Roland Szabo este un tânăr cadru didactic al UPT și inventator. Cea mai recentă recunoaștere obținută a fost medalia de aur de la Geneva. Invenția sa este menită să mărească viteza de transfer la copierea fișierelor mici. Voi prezenta acum invenția mea, copiind un folder cu multe fișiere mici, de exemplu Microsoft Office. Dacă copiez prima dată pe stick-ul convențional pe USB și apoi pe stick-ul inventat de mine pe Ethernet. Așteptăm puțin să se calculeze viteza și putem vedea că stick-ul convențional are 4 ore și 15 minute și stick-ul inventat de mine, timpul de copiere este 15 minute. Roland își amintește cu drag de experiența din Geneva și spune că a fost una dintre cele mai intense momente trăite până acum. La Geneva a fost foarte intens și foarte frumos. Mi-a plăcut chiar fiecare clipă. Am făcut cunoștință cu mulți inventatori din diferite țări. Au fost prezentate cel puțin 1000 de invenții din diferite țări, majoritatea din Asia. Am făcut contacte cu persoane importante din domeniul meu și nu numai. Și am văzut foarte multe invenții interesante, care poate în viitor, văzând acestea, mă pot ajuta să vin cu invenții noi. Roland a fost premiat și de Guvernul României, unde a primit o diplomă, o plachetă și a beneficiat de o ceremonie similară cu cea a olimpicilor români întorși cu medaliile din străinătate. Am primit onoarea de la doamna premier Viorica Dăncilă. Mi-a mânat o diplomă și încă o medalie. A fost o ceremonie similară ca și la Olimpicii Români. După ce s-au întors cu medaliile din străinătate, au mai fost premiați încă o dată de Ministerul României. A fost foarte frumos, deoarece acest eveniment este în premieră, deci nu s-a mai întâmplat și pentru inventatorii români. Standul României a fost realizat sub egida Ministerului Cercetării și Inovării. La cea de-a 47-a ediție a Salonului din Geneva au participat aproximativ 800 de inventatori din 40 de țări, au fost prezentate peste 1000 de invenții, 30 dintre acestea au aparținut românilor. Joi a fost o seară dedicată cinefililor la Biblioteca Universității Politehnica Timișoara. Filmul mexican Roma, câștigător al premiului Oscar 2019 pentru cel mai bun film străin, cel mai bun regizor și cea mai bună imagine, a fost proiectat în premieră națională în auditoriumul Centrului de Conferințe al UPT. Zeci de curioși s-au așezat confortabil în scaune și au urmărit pelicula mexicană a regizorului Alfonso Cuarón. Roma urmărește povestea lui Cleo, o tânără angajată în casa unei familii din cartierul de clasă mijlocie Roma din Mexico City. E foarte frumos, este un film în premieră. Este un eveniment foarte interesant și mi se pare o idee foarte bună. Nu mă așteptam să fie intrare gratis și să nu trebuiască bilete sau ceva, mi se pare super fain. Proiecția a venit ca un cadou pentru studenții UPT din partea ambasadorului Statelor Unite Mexicane în România, care s-a aflat în vizită la UPT în urmă cu aproximativ o lună. Acest proiect cultural este unul care se înscrie în seria celor 100 de proiecte menite a marca centenarul în universitatea noastră, menite a marca primul veac de învățământ superior din Timișoara. Într-adevăr, filmul este un cadou venit din partea ambasadei Statelor Unite ale Mexicului cu sprijinul consulatului onorific la Timișoara al Mexicului și a fost oferit în urma vizitei corpului consular mexican în instituția noastră în urmă cu o lună. În deschiderea serii, filmul a fost prezentat de doctorul Adrian Bădescu, consulul onorific al Statelor Unite Mexicane la Timișoara.
Mulțumim foarte mult Universității Politehnica din Timișoara pentru deschiderea avută, pentru artă și pentru interesul acordat culturii în Timișoara. Filmul a venit oarecum aproape nesperat ca un cadou după o discuție inițială între domnul ambasador al Mexicului în București și conducerea Universității din Politehnice din Timișoara. Un film de artă, nu e un film de consum, e un film cu premiul Oscar. Cinematografia mexicană deține foarte multe premii Oscar și aș putea spune că e un film din care inclusiv cinematografia românească se poate inspira. Printre premiile obținute de filmul Roma se numără și Globul de Aur și Leul de Argint. Explozie de culori în centrul Timișoarei. Zeci de mii de flori oferă o altă perspectivă orașului de pe Bega. Artiști florari din țară și din Europa au împodobit centrul orașului cu lalele, frezi, trandafiri sau orhidee. Festivalul Florilor a început în această seară și se desfășoară pe tot parcursul sfârșitului de săptămână. Cunoscut drept orașul florilor, Timișoara demonstrează încă o dată că este demnă de această titulatură. Mii de oameni sunt așteptați zilele acestea în centrul orașului pentru a se bucura de spectacolul florilor și pentru a se fotografia alături de aranjamentele realizate de artiștii florari. Spune, cum ți se par aranjamentele florale de anul acesta de la Team Floralis? Sunt foarte frumoase, foarte, foarte, da, chiar. Crezi că ideea organizării unui astfel de festival este bună? Sigur că da, da, și atrage mulți turiști și chiar idee bună. Eu consider că Timișoara este un oraș foarte frumos și merită să aibă foarte mulți turiști, iar asta e o ocazie foarte bună pentru cei atât din România cât și din străinătate să vadă că noi promovăm și lucruri frumoase aici. Care aranjament floral ți-a plăcut cel mai mult? Asta, mie. Ei a plăcut fluturile, mie mi-a plăcut foarte mult, sunt aici niște cercuri colorate. De asemenea, fântâna cu pești e aranjată foarte frumos, dar întreg festivalul mi se pare deosebit. Deci rezultatul final cred că va fi wow. Până acum mi s-a părut super, ăsta e aranjamentul meu preferat, aștept să pot să-mi fac poze cum trebuie și îmi place ideea că mai ieșim și noi din casă, adică învățăm, mergem la școală, la facultă și a fost o ocazie să hai să ne întâlnim, mergem la un suc, e fain și e super până acum. Team Floralis și-a deschis porțile, zeci de mii de flori împodobesc Piața Unirii, Piața Libertății și Piața Victoriei din oraș, iar artiștii florari s-au întrecut în a realiza cele mai interesante și futuriste aranjamente florale. Cred că ar fi mai bine să spunem câte ore nu am dormit în loc să spunem câte ore am lucrat la acest aranjament. În ultimele zile am dormit câte 2-3 ore pe noapte. Au fost zile destul de lungi. Am început pregătirile în urmă cu câteva săptămâni. Am creat un carusel al basmelor, al florilor și al fericirii, unde puteți experimenta tot felul de povești colorate în funcție de partea pe care o priviți. Una dintre principalele atracții este, la fel ca în fiecare an, fântâna cu pești. Anul acesta, Filomena Brisc, împreună cu elevii școlii ei, au dat o nouă strălucire fântânii arteziene. Sute de orhidee, trandafiri și plante ornamentale îmbogățesc zilele acestea peisajul. Aranjamentul florar este și examenul pe care cursanții Filomenei l-au susținut la finalizarea studiilor florare. Ne bucurăm și noi că suntem din nou la Team Floralis și așteptăm pe toată lumea, începând din această după-amiază, să se bucure de toate instalațiile florale. Am redecorat fântâna cu pești în acest an, am ales o altă cromatică și un alt motiv de dispunere a florilor, care se potrivește foarte bine cu culoarea fântânii. Am dorit să-i redăm din nou perioada de glorie. Artiștii din Pitești s-au gândit să ademenească berzele care urmează să ajungă în oraș cu niște cuiburi pline de flori. A luat 3 zile. Am construit un cuib de flori, având în vedere că a venit primăvara și încep să sosească berzele. Și știm că la dumneavoastră în zonă vin foarte multe berze. Noi ne-am gândit să le facem un cuib, dar până vin berzele și se așează pe cuibul nostru, am pus flori ca să le ademenim într-un fel. Team Floralis se desfășoară până duminică seara. Organizația Românilor de Pretutindeni, Inițiativa, a vizitat comunitatea de români dintr-un oraș din Ucraina. Studenții timișoreni au fost la liceul Mihai Eminescu pentru a le prezenta elevilor oportunitățile de studiu pe care le oferă Universitatea Politehnică Timișoara. Reprezentanții asociației au fost primiți cu brațele deschise de tineri elevi, dar și de conducerea liceului. Am continuat să vorbim despre oferta educațională a centrelor universitare din Timișoara, în rândul elevilor din comunitatea de români din Transcarpatia, mai exact din orășelul Solotvino, din Ucraina. Am purtat un dialog cu elevii, astfel ca să-i convingem și să le arătăm oportunitățile pe care le-au la Timișoara, astfel fiind și o pârghie prin care ei și-ar putea conserva atât identitatea națională, pentru că acolo situația e un pic mai complicată
față de cei din Republica Moldova, cât să se manifeste din punct de vedere academic, într-un oraș destul de vibrant cum e Timișoara. Cum v-au primit elevii de acolo? Am fost plăcut surprinși, ne-au primit destul de bine, au fost foarte ospitalieri cu noi, în mod special administrația liceului Mihai Eminescu din orașul Solotvino. Am purtat și o discuție cu directoarea de acolo și ne-a povestit, din păcate, provocările cu care se confruntă ei ca români de pretutindeni în Transcarpatia. Reprezentanții românilor de pretutindeni spun că i-au convins pe elevii de liceu să vină în orașul de pe Bega să-și continue studiile. Organizația se implică activ în activitățile dedicate tinerilor studenți din Timișoara și au organizat până acum câteva evenimente dedicate românilor de pretutindeni. Știrile Teleuniversitatea se opresc aici. Eu vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți cu noi. Urmează sport și meteo. La revedere! Sâmbătă de la ora 16 pe stadionul Dan Păltinișanu va avea loc derbiul Ripensia Politehnica. Între cele două grupări există o rivalitate care a început în ediția 2014-2015 a Ligii a 4-a, când studenții au câștigat seria rămânând memorabil acel Ripensia Politehnica 2-6, la 7 martie 2015, cu 6.000 de spectatori pe Dan Păltinișanu. Bilanțul întâlnirilor directe este favorabil poliștilor, iar în acest sezon cele două echipe au jucat două partide, în toamnă, ambele pe Dan Păltinișanu. Mai întâi, în Cupa României, Poli a învins cu 2-1 după prelungiri în calitate de oaspete. Apoi, în campionat, în calitate de gazdă, a pierdut cu 1-0. În clasament, Politehnica este pe locul 12 cu 35 de puncte, la 4 locuri și 5 puncte de linia retrogradării. Ripensia se află pe 9 cu 39 de puncte. Vremea se încălzește la Timișoara. Noaptea temperaturile cresc puțin. Se vor înregistra între 6 și 8 grade Celsius, iar cerul va fi senin. Prima zi de weekend aduce mult soare și temperaturi ridicate. Maxima zilei va fi de 18 grade Celsius și nu vor fi ploi. Noapte puțin mai caldă decât în ultimele zile la Lugoj. Mercurul din termometre va urca până la 8-9 grade Celsius. Cerul va fi senin și vântul va sufla slab din nord-est. Mâine lugojenii se bucură de o zi destul de caldă. Norii își vor face apariția, dar nu se anunță precipitații. Temperaturile vor fi cuprinse între 15 și 18 grade Celsius. Noaptea va fi și mai caldă la Buziaș. Aici se vor înregistra minime de 8-9 grade Celsius. Nu va fi nici urmă de nor pe cer și vântul va sufla slab. Sâmbătă, localnicii stațiunii încep ziua cu mult soare. Așa va fi până după amiază, când apar câțiva nori, dar nu aduc ploi. Maxima va fi de 18 grade. În vestul județului, la Jimbolia, noaptea va fi cea mai caldă din teritoriu. Temperatura va fi de 10 grade Celsius. Prima zi de weekend va fi senină la Jimbolia. Norii stau departe de oraș și vântul abia își va face simțită prezența. Maxima zilei va fi de 19 grade Celsius. Și la Sân Nicolae Mare noaptea va fi caldă, la fel ca la Jimbolia, minima va ajunge la 10 grade Celsius. Cerul va fi senin și așa se va menține și mâine. Toată ziua va fi soare și foarte cald. Mercurul din termometre va urca până la 19-20 de grade Celsius. Vrei să cunoști oamenii și poveștile care stau în spatele fotbalului timișorean? Octavian Stăncioiu și invitații săi te așteaptă în fiecare miercuri la Istoria Fotbalului. Bun găsit la știrile Teleuniversitatea. Eu sunt Caterina Ledrăr.
Bun găsit, sunt Cătălin Roba și dumneavoastră urmăriți Cartea Săptămânii. Astăzi vom vorbi despre unul dintre cele mai noi materiale apărute la editura Universității Politehnica Timișoara, și anume metode numerice aplicate în investigarea sistemului cardiovascular. Alături de mine a fost unul dintre cei trei autori. Alin Totorean vă va spune mai multe despre această carte. Cartea, în primul rând, este structurată pe trei capitole. Primul capitol descrie anatomia, fiziologia, patologia specifică arterelor coronare și, în particular, ateroscleroza coronariană, respectiv tehnicile de investigare și tehnicile de tratament, atât intervenționale, minim-invazive, cât și chirurgicale. În funcție de severitatea blocării vaselor coronariene, se recurge la tratamentul stenozelor coronariene, fie prin intervenție minim-invazivă, angioplastie cu plasare de stent, fie prin revascularizare chirurgicală de tip bypass ortocoronarian. Cartea aceasta, în primul capitol, descrie cu exactitate anatomia, fiziologia sistemului arterial coronarian, patologia, tehnicile de investigare și tehnicile de tratament. Deci este o fundamentare medicală a problematicii aterosclerozei coronariene și a intervențiilor chirurgicale de tip bypass ortocoronarian, împreună cu complicațiile care pot apărea postoperator. Capitolul numărul 2 prezintă o introducere în tehnicile numerice asociate investigării sistemului cardiovascular și își propune să fundamenteze metodele numerice care pot fi aplicate în investigarea non-invazivă a sistemului cardiovascular. Capitolul 3 prezintă hemodinamica și bypassul aortocoronarian și pot spune că este inima acestei cărți. Plecând de la un studiu real, capitolul respectiv prezintă ipotezele simplificatoare adoptate în reconstrucția geometriei și efectiv analiza numerică realizată curgerii prin configurația de bypass ortocoronarian pe durata unui ciclu cardiac. Actualitatea problematicii prezentate în cadrul acestei cărți este de ultimă oră, fapt susținut și de recenziile primite din partea referenților științifice ai acestei cărți. Întâlnirea noastră de astăzi se încheie aici. Până data viitoare, rămâneți pe Teleuniversitatea. Pe curând! Sunt Cătălin Roba și dumneavoastră urmăriți cele 2 minute de istorie. Așa cum v-am obișnuit, săptămânal vă prezint poveștile, locurile și legendele orașului de pe Bega. Astăzi rămânem la stilul arhitectural al anilor 1900 și aflați povestea Bisericii Ordinului Piarist din Timișoara. Călugării piariști au venit la Timișoara în anul 1788 și au primit mănăstirea călugărilor franciscani și Biserica Sfântul Ioan Nepomuc, construită între anii 1733-1736, pe locul unei vechi moschei, la rândul ei construită peste o biserică medievală catolică. Biserica Piariștilor, cunoscută și ca Biserica Învățătorilor Catolici, a fost închinată Înălțării Sfintei Cruci. Este situată pe Bulevardul Regele Ferdinand, între Piața Victoriei și Parcul Central. Biserica are o apariție zveltă, cu un turn înalt cu acoperiș conic. Are 2 contraforturi false care dau aspect inedit. Turnul, pe fiecare latură, în partea mediană, are câte o rozetă cu cruce și 4 balcoane false cu ferestre alungite. Regăsim în interior păstrate câteva elemente din vechea biserică a franciscanilor, care a fost demolată în anul 1911. Ordinul Călugărilor Piariști este înființat la Roma în anul 1597 și este un ordin călugăresc romano-catolic, cunoscut pentru misiunea sa de a educa tineretul. Ajuns în Timișoara în anul 1788, a fost inițial găzduit în Biserica Sfântul Ioan Nepomuc și o veche mănăstire a călugărilor franciscani bosnieci. Biserica Sfântul Ioan Nepomuc, construită în secolul al XVIII-lea, a ajuns într-o stare de degradare avansată. A intrat în custodia municipalității și a fost dărâmată în anul 1911. Așadar, noi punem punct aici întâlnirii noastre de săptămâna aceasta. Până la următoarea noastră întrevedere, nu uitați să rămâneți pe Teleuniversitatea și să priviți puțin în jurul dumneavoastră, deoarece istoria ne înconjoară la tot pasul. Pe curând! Thank you.
Timișoara este unul dintre cele mai importante centre universitare din România. Anual, mii de tineri aleg să vină și să studieze în orașul de pe Bega. Vrem să aflăm de la aceștia de ce Timișoara. De ce Timișoara? Ce este un oraș special? În primul rând am venit la Timișoara nu pentru că mi-a plăcut orașul sau altceva, fiindcă a fost sora mea aici, dar mai apoi, după 2-3 luni, chiar am realizat că am făcut o alegere foarte bună. În primul rând pentru că este foarte frumos afară, multă natură, ceea ce în alte orașe, Cluj, București, orașele astea duc lipsă de așa ceva. Nu știu, datorită festivalurilor foarte multe și diverse, foarte interesante și plăcute, care atrag atenția. Facultăți bune, în primul rând, universitatea este potrivită pentru orice și multe facilități de dezvoltare personală și profesională, în primul rând. E aproape de casa mea, în primul rând, Politehnica e bună, învăț multă și îmi place. Am mai venit aici, îmi place stilul, oamenii sunt de treabă. Totul e ok. Ce-mi place mie la Timișoara, primul și în primul rând cultura, pentru că este un oraș cultural și eu apreciez foarte mult genul ăsta de oraș. Ce-ți place ție la Timișoara? Istoria. Istoria, oamenii și faptul că este un oraș liniștit. În primul rând orașul, că este unul modernizat din punctul meu de vedere. Faptul că sunt multe universități de unde studenții pot alege facultățile. Și viața de student în sine, statul în cămin și tot ce ține de treaba asta. Ție ce-ți place la Timișoara? Că e împădurită și că are spații verzi și că e faină și că e deschisă și că e faină în general. Un unicorn, un fluture sau un tribal, indiferent de alegerea făcută, tatuajele reprezintă o formă de exprimare a oamenilor. Sunt tot mai căutate în ultimii ani, iar desenele pe piele se află în topul preferințelor tinerilor. Pe Letiția am găsit-o în salonul ei de tatuaje, lucrând de zor. Povestea tatuajelor a început pentru ea în urmă cu 10 ani, atunci când a decis că vrea să deseneze altfel. Cochetând cu domeniul artelor de mică, Leti spune că perioada de ucenicie nu a fost foarte grea. Am zis să încerc să rămân în domeniu după ce am terminat masterul. Am intrat într-un salon, l-am întrebat pe tip dacă mă poate învăța să-i fiu ucenică și după ce a acceptat am rămas. Fiind ceva nou, a fost interesant, dar am făcut practică pe grapefruit timp de 7-8 luni până am început pe piele. Cât despre întreținerea unui tatuaj, Leti spune că timp de câteva săptămâni este necesar să-i acordăm o atenție sporită. Foarte important să-l hidrateze timp de 2 săptămâni, chiar până la 3, de 4-5 ori pe zi să lungă, despălat, dacă se poate, înainte de ungere, de fiecare dată, dacă nu dimineața și seara, și să nu-l expună la soare. Clienții au preferințe diverse. Majoritatea oamenilor aleg să-și facă tatuaje în funcție de stilul abordat de artistul tatuator. Este foarte important că atunci când se realizează un tatuaj, trebuie ales cu grijă modelul și nu în funcție de tendințe, ci mai degrabă după ce reprezintă desenul pentru persoana în cauză. Andrei a optat pentru un tatuaj maori. Acest tatuaj este un tatuaj maori. Este vorba despre vânătoare, semnifică anumite chestii despre viață, ședințele în care s-a cătat acest tatuaj este undeva la 50 de ședințe. Am primit o recomandare de la un prieten, după care am intrat pe pagina de Facebook și de acolo dai seama că Leti este foarte talentată. Arta desenelor pe piele este veche de aproximativ 6.000 de ani. Găsiți, sunt Cătălin Roba și dumneavoastră urmăriți rubrica gastronomică de la Teleuniversitatea. Am revenit în incinta uneia dintre cele mai faimoase pizzerii din oraș și pentru astăzi vom învăța să facem pizza Finocchio e prosciutto. Haideți să vedem despre ce este vorba. Bună!
bună, sunt Liviu, iar astăzi vom pregăti o pizza fino pe prosciutto. Folosim același stil de întins clasic napoletan. Iar pentru această pizza avem nevoie de cotto, fenicul, gorgonzola dolce, mozzarella. Iar la final punem busuioc. Și ulei de măsline. Așadar, așa se prepară pizza fino occhio e prosciutto. Noi punem punct aici ediției de astăzi a rubricii gastronomice, iar până la următoarea noastră întâlnire vă dorim poftă bună! Aici înveți. Aici trăiești. Trebuie să știi tot ce îți influențează viața. Informațiile esențiale le afli în fiecare marți de la Caterina Lederer la emisiunea Student în Timișoara. Fotbal, handbal, performanță, dueluri. Hai în tribuna polisportivă să trăiești intensitatea sportului timișorean. În fiecare luni la Tele 1. Seara, bună ziua, bună noaptea, când vă uitați să fie bună și emisiunea mai ales, vă poftim la cultură, avem aici așa o tarabă improvizată, cărțile, câteva dintre ele, ale prozatorului și poetului Borco Ilin. Bine ai venit! Bine v-am găsit, din mulțumesc! Din pusta, să zicem așa, Banatului. E corect ordinea asta, în măsura în care există vreo ordine corectă, poet, prozator sau prozator? Nu contează. Nu contează.
Nu avem orgolii. Bun, nu că ar fi vreo ierarhie, dar ține probabil... Păi este o ierarhie, toată lumea își dorește să fie prozator. Și chiar acum lucrez la ultima carte și am vorbit cu Gabi Timocean, zice, cât ai? Zic, 150 de pagini. Și el zice, pentru un poet e bine. Pentru un poet e bine. Deci vezi că este ierarhia asta, poet, da. Prozator. Păi 150 de... Cum se numește cartea? Jurnal de pustă? Jurnal de pustă. Din câte am înțeles. Păi acum 150 de pagini de calculator, că bănuiesc că la asta te... 100 de calculator. 150 am deja preconizat. Deja începe să aducă a cartea, va fi roman, va fi proză, cu, mă rog, o colecție de proze, de povestiri, nu de știu, novele, de ce? Un spațiu și un timp real și absolut legat între ele. Nu știu cum se poate numi chestia asta. Păi până la urmă scopul nu este pentru că este Muzeul Satului, este Timișoara, este județul Timiș, este despre spațiile deschise care sunt și experiența de pe vas, de croazieră. Tu ai și lucrat pe un vas de croazieră până în 2019, dacă mă nu înșel? 2009. Da, două contracte pe Mediterană. Aia, una dintre existențele aventuroase de scriitor din Timișoara și nu numai. Adică tu ești și biker, se poate aici acum, ai mis, ai venit cu motocicleta în fața Bibliotecii Politehnicii, ai lucrat și pe vas, mi-aduc aminte, povesteai la un moment dat că ți-ai fi dorit ca să fi fost pe un vas atacat de pirați. Păi vasul pe care am fost a fost atacat de pirați înainte de a veni eu, de somalez. De pirații somalezi în larg. Și când am ajuns eu pe el, al doilea meu contract, tocmai era revopsit și recondiționat. Deci era atacat. Ca în filme. Și au ajuns să-și arunce chingile sus, să urce pe punte. Să facă abordarea, cum ar fi, a vasului. Jurnal de pustă. Ce e pusta pentru tine? Că e topusul tău, cumva. Dintre toți scriitorii, mă rog, în activitate, cum se zice aici, tu ești cel mai legat de zona asta, de pustă, de topusul ăsta. Ceea ce înseamnă că e o anumită apropiere față de mediul ăsta rustic, rural, față de natură, ca să folosim clișeul ăsta cu scriitor și natura. Spune tu, continuă tu. Pusta n-are nimic de a face practic cu natura, pentru că natura este mult mai frumoasă în alte ipostaze, în munte, în susurul apelor, în cascade, în pădure. Cu ce are de a face? Are de a face cu o nevoie de a întâlnire a sinului care scapă tot timpul, deoarece este spațiu deschis, este depresia spațiilor deschise. E și pustie, cum s-ar zice. De acolo vine pustiu și de acolo vine și din limba sârbă, pustime, adică lasă-mă, eliberează-mă, dăm drumul. Este ca acea cale ferată, dreaptă, călcată, ca o cămașă, ca acel soare la orizont, care când se naște sau când apune, tot fugi spre el, tot mai departe. Lipsa oricărui relief, lipsa oricărei alternative înseamnă. Și de acolo vine și acest bogat suicid în popoarele pustei. Una dintre temele abordate, sigur. Te rog. Suicidul prin spânzurare pe Valea Mureșului. În satele de pe Valea Mureșului, cu populație sârbească, germană, română, nu are importanță. La un moment dat, când le era cel mai bine, când au rezolvat copiii, când au crescut, oamenii se spânzurau. Ajungi la taică-meu, care a fost etnolog, care făcea studii de teren, a lansat în ultima lui carte sintagma asta, anonimatul maturității. Intrați, nu, în faza aia post-încercări, după întemeierea unei familii, după, mă rog, după durarea unui rost, așezare. Cum s-ar zice, da, după acest sentiment de fără de rost, chiar dacă omul social poate fi împlinit. Poate fi împlinit și sentimental, poate fi împlinit și pe mai multe planuri. Există, chiar acum citesc o carte care se numește Fârtatul Diavolului. Uh-huh. Diavolul fiind nefârtatul, asta e una dintre... Care teatrează suicidele în județele maramureșene și în pusta ungară, pusta maghiară, din care facem parte și noi. Și acolo se numără mai multe cauze. Nu există studii psihologice sau psihiatrice foarte vaste pe această temă a suicidului din spații deschise. Dar care ar fi așa o profilare a fenomenului, mă rog, totuși ceva, trebuie să există o încercare de explica. Cât am văzut eu și cât am... Eu am crescut cu poveștile în copilărie, da. Auzeam, azi dimineață l-au dat jos din ștreang, n-a reușit. Sau peste drum s-a spânzurat vecinul după ce a băut o viață întreagă. Multe au fost pe bază de consum de alcool. Asta deja ar fi o primă, să zicem, nu?
da, explicație. Dar analizând mult mai adânc, adică până la o anumită limită, și acest consum de alcool vine de undeva. Vine dintr-o neîmplinire ființială tipică acestui spațiu. E la rândul lui un efect. Și la munte lumea bea, și în depresiune lumea bea. Lumea nu are acest act de spânzurare care lasă, nu este un act de luare a vieții, este și un mesaj. Un mesaj multiplu. Curajul de a avea o atitudine, de a spune nu vreau așa. Culpa care o lași în spate, rușinea familiei sau mesajul transmis celălalt din familie. Ia că am făcut cum am vrut, eu nu vreau cum vreți voi. Deci are multiple mesaje acest gest de luare a vieții, practic, care trebuie pregătit foarte minuțios. Îți trebuie minte limpede ca să-ți iei viața prin spânzurare. Asta e o deducție foarte interesantă. Vorbește în primul rând de sinucidere prin spânzurare. Numai prin spânzurare. Pentru că cele mai frecvente cazuri de suicid la noi în pustă n-au fost că s-a aruncat lumea în Mureș, că s-a aruncat în fața trenului, în fața mașinii, în fața tractorului. Se putea să-și ia gâtul, să-l doamne păzești, să facă altceva, dar... Ce a fost acest act de un mesaj puternic de revoltă. Doar cel care comitea acest lucru probabil își închipuia șocul când este găsit de cei apropiați. Sau șocul răspândirii zvonului în sat. Păi, din start când spui șoc, te referi la... Că... altfel să zicem, n-ar fi șoc, te referi la cineva... Șocul imaginii, da. Imaginea în sine, cinematografică. Șocul vizual, inclusiv. În care seamănă a execuție, practic, a autoexecuție. O tăiere de vene sau un înec nu arată, nicicum, nu ți-l închipui. Nu are o dimensiune care ci se împecetluiește întotdeauna în... Corect, în este o modalitate de a-ți pune capăților care... mă rog, are și aerul ăsta de execuție. Într-adevăr, cel mai adesea sau în mod constant se folosește, sunt părți ale lumii în care încă se folosește ca mod de execuție, spre deosebire de alte tipuri de sinucidere. Și încerc să mă gândesc de unde vine acest mesaj. Și m-am gândit la aceste sate populate de sârbi în ultimii 200 de ani, da, care sunt practic greniceri, veniți cu marea migrație din 1690, al doilea val în 1853, care mergeau spre Rusia, ca să onoreze pe regina Elisabeta, să apere granița împotriva turcului tătarului, de unde au fost măturați, în schimbul ajutorului Rusiei cu armata rusă împotriva turcilor, care nu s-a întâmplat niciodată. Deci acest fără de locului, fără de rostului, această memorie genetică de a fi măturat de turc, tătar, mongol, kazac sau ce-o fi, această relaționare genetică cu pieirea, cu moartea. La care un s-ar dat, fi și după sute de ani undeva în genă și care se transmite genetică, mai departe. Trebuie să treci tărâmul la un moment dat. Deci, ca și pentru că locul de fapt pus, acum sigur când ai vorbit de slad, da? Când ne referim la proza, la literatura, puste, mă rog, ei spun în esență stepă. Da? Stepă, sigur. Pusta este sora mică a stepei. Rând, în primul rând la literatura rusă, care a dat capodopere în genul ăsta. Deci acest tip de paralelism, întinderi nesfârșite de cer și pământ. Cer și pământ, în care orizontul nu există, da, practic. În, da, care orizontul... Una dintre cele mai frumoase nuvele, eu îi zic nuvele, alții pot să-i spun altfel, din literatura rusă este Stepa de Aichehov, un copil egoruș, care e personajul principal, se încheie așa cu interogația asta când ajunge la capătul drumului după un drum prin stepă. Oare cum va fi această viață a copilului care ajunge la școală? În același timp, cum să zic, război și pace, toată literatura asta a răniților care cad, nu, de pe cal, mă rog, sub o formă sau alta, împușcat sau nu știu eu cum, și în ultimele clipe de viață văd cerul. Știi cum zice, iarba e locul cel mai bun din care se vede. De care e un paradox de interpretare ar putea fi? Deci, omul când îi dai spațiu deschis egal liberul arbitru, când îl lași să fie... Singur cu spațiu, cum se zice. Singur cu el, cu planeta, el la un moment dat o să refuze să mai fie. Practic, în antagonism, omul funcționează mai bine dacă are anumite îngrădiri. Și prima chestie care o faci încep de la relief. La fel cum vulpea polară este albă în mediul ei și cea roșcată în șes este roșie, așa și omul ar funcționa presupus pe îngrădiri. Omul de la munte nu are aceste porniri de autoevadare, de autopunitive. Da, asta e interesant. Acum, sigur că
cum să zic, te poți gândi, pentru că pustia, nu, în versiunea ei multiplă, că e de fapt o versiune multiplă, pustie înseamnă și deșert. Și deșert. Vezi părinții deșertului, care au un loc dur, inițiatic, prin inițiatic, inițiatic, mai ales cu pustiul saharian, avea o altă, conținea și o meditație și o relaționare altă. Chiar o practică meditativă, o școală inițiatică în sensul ăsta. Mai avem atunci depresia, spațiul deschise de apă, suicidul marinarilor. Lumină cum era aia, singurătate și lumină de amiază, mistica. Și de unde au apărut și nebuniile sirenelor, cântecele sirenelor și ademenirea de a trece pragul, de a te duce în larg. Țin minte când lucram pe vas, o zi era 48 de ore eram pe mare, non-stop, fără port, și a treia zi în port. Toată lumea se bucura când ajungeam în port. Și după aia ziceam, ne spunea în engleză, avem două zile pe mare următoare, deci nu se coboară niciunde. Și nu o săptămână, două, lună, trei, cât am lucrat eu, era destul de bineșor. Dar dacă îți petreci viața într-o deschidere totală, vrei ceva solid sub picioarele tale, vrei ceva îngrăditor, vrei ceva strâng. Bun, dar ca și cum ai spune așa, că deschiderea nesfârșită, da, spațiului, sau nesfârșirea întinderii, sau depinde cum formulezi, nu? Într-un fel grăbește sfârșitul, toate astea grăbesc sfârșitul vieții. Întinderea nesfârșită, prin lipsa oricărei opțiuni, prin liber arbitru, sau prin multitudinea opțiunilor. Practic. Dezorientare. Pentru că dacă nu ești puțin îngrădit, nu poți să te devii concret. Nu poți să alegi o cale. Ești la, îmi vine cuvântul sârbesc, vetrometine, la bătaia vânturilor peste tot. Din toate părțile. Tu nu poți să te ancorezi, practic. Și dincolo de starea asta, adică dincolo de sentimentul ăsta de fond, care animă un mod de a fi, care animă și o artă, o literatură și așa mai departe, dăm câteva exemple de cazuri reale sau de personaje, care probabil pornesc unele de la cazuri reale, care ilustrează asta. Destinul lor, sfârșitul lor. În rudele mele, în familia mea apropiată, pe partea bunicului, sunt două bucăți. Adică? Adică spânzurați. Doamne, cum oameni, se... oameni în casă, care... pe câmp, într-un copac, undeva unde exista vorba un copac pribeag uitat în câmpie, locul, vorba lui Arghezi. Sanctuarul pentru aceste ritualuri a fost Shura, de obicei. Shura, deci da. În casă. Da, în casă. În casă, nu într-un loc izolat anume în afara gospodăriei. Că și asta e alt mesaj, alt latura arhitectura îți prilejuiește tot ce este necesar. Ștreangul, grinda, cunoști spațiul, îți poți pregăti. Șura sau podul casei. Bun, ca locuri... Da, unde aveai înălțimea necesară care este mai mare decât omul. Asta este o latură esențială totuși, că mesajul se întâmpla cumva intramuros. Era livrat în casă, către ai tăi, în primul rând. Cât putea sta nedescoperit în propria casă. Era clar că lucrul ăsta... Nu mult. Și în antagonism, câinii noștri, nu câinii noștri, câinii în general. Da. Când vreau să moară, plecau de acasă. Da, nu vreau să lase mărturie. Uite, asta e și unul dintre cele mai frumoase finaluri de poem din Savatie Baștovoi despre un elefant, nu, că elefanții așa mor. Când se atrage, pleacă singur și moare. Așa, un fel de presimțire, resimțire a morții, a faptului natural, surprins în naturalețea lui, cu naturalețe poematică. Cum se zice, și câinii. Mi-aduc aminte, spunând așa, când mai stăm de vorbă mai des, mai de mult prin variile locaruri din oraș, că abia aștept să-mi iau câinii când merg acolo, la Aranca. Eu am asistat la moartea lui Voicu, la 22 de ani, un câine în Carpatin, care era spaima satului, toată copilăria mea, și a murit la 22 de ani, când aveam eu vreo 15, cred. 4 zile s-a tot învârtit pe izlaz, pe malul Arancăi, 4 zile, deja era chiornă, auzia, nu venea în cerc, 4 zile non-stop, cât vine asta, 80 de ore, până n-a căzut. 96, 4, a căzut și a murit, dar a plecat de acasă. Și s-a învârtit în cerc, da. Nu știu cum percep animalele moartea, probabil. Asta e una dintre cele mai acute întrebări, pentru că în toată această... să zicem așa, hipersensorialitatea lor. Gândește, nu că sunt cazuri recunoscute, câini care simt cu tremurul, de exemplu. Acest tip de hipersimțuri,
Cum eu nu cred că animalele își dau seama de sfârșit, ci pur și simplu sunt doborâți de ceva fizic la care nu poate să facă față. Iar extrasensibilitatea lor față de simțire de cutremur sau de alte fenomene naturale se datorează simplu prin auz și miros. Da, toate astea modifică ceva în, și în starea lor, pur și simplu, pentru că apare o anumită neliniștire, apare o anumită, nu doar ca și când ar decoda o informație în felul deci, neapărat. Câinele da? Aude mișcarea scoarței pământului și se neliniștește și latră, se apără. Despre asta e vorba. Deci percep niște lucruri, da? Și asta... Alții îl miros, se întâmplă niște lucruri chimice sub pământ și miros. De da. Exemplu, cum sunt alte animale cu simțul olfactiv mai... Fapt care generează o anumită... Un anumit comportament și, și anumită informație care rămâne. Inclusiv, probabil, plecatul ăsta de acasă în preajma morții sau izolarea, retragerea da, probabil, în preajma... Simțul mirosului joacă un rol foarte important. Probabil el se miroase pe el deja mort. Probabil își miroase... Bun, asta e o speculație este o speculație. În literatură, mai ales și ai în artă, simțit în general, vreodată poate fi... oamenii bătrâni cum miros a morți, deși sunt vii? Cum da, putrezite organele. Deci omul este în regulă, are 90 de ani, el este mort. Este viu, vorbește cu tine, dar miroase a mort. E un miros al morții, un miros al oaselor. Un cred miros că al, există un fel de... Un miros al înmormântării care îl ducem noi în mintea noastră de copii. Fără îndoială și eu cred că există presimțire autentică și că există situații în viață, mai ales situații limite, situații criză, în care informația de tipul ăsta îți intră în sistem, chiar dacă nu o procesezi până la capăt, chiar dacă nu ești conștient de sensul ei, dar există și produce un anumit efect. Da, cred, fără îndoială, că sunt oameni care își pot percepe moartea clar, presimți moartea în sensul ăsta. Da? Am fost acuzat de multe ori că vorbesc numai despre moarte și multă moarte în scrierile mele și vreau să fac o clarificare. Moartea în scrierile mele este practic viața netrăită, nu doar moartea fizică, nu bocetul în gropăciune, războiul. Moartea vieții netrăite a lucrurilor nefăcute. Să înțelegem și aici foarte clar. Există teorii care spun că, unu, toată viața este despre, toată arta, mă rog, și toată viața sunt astea două, nu? Despre eros și tarapis, cum se zice. Prezența morții într-o operă de artă nu stă doar în tema morții. Nu în tema morții. Într-o stare generală. Unul dintre prozatorii care ilustrează la vârf tendința asta este aici în Banat, Sorin Titel. Bun, că și acolo sunt mai ales oameni bărbați tineri care mor. Dar nu despre asta e vorba. Vorba, în primul rând, despre un tragism tacit, despre un tragism de fond, care contaminează petrecerile, contaminează toate momentele vieții. Aia este acolo moară, ca să zic așa, acțiune. Cine e unul dintre poeții noștri de aici, din Caraș, cred că, care zicea că moartea mă ceartă ca o mamă? Sau... Nu știu dacă nu, Chichere sau... Chichere sau Monoran? Nu. Din Caraș, Caraiman mai poate fi. Iosif Caraiman, dacă cred e Chichere. Chichere în Fizeș. Da, are o antologie de poezie Fizeș. Se cheamă apărută la editura Marineasa. Dușan Petrovici, un poet din spațiul nostru de pustă, de la Vareș, plin de moarte în poemele, de la tinerețe până în ziua de astăzi. Da, pentru că, încă o dată, nu este moartea, nu apare în art doar prin muribund. Moartea aș face provizii din poemele mele nescrise sau ceva de genul ăsta. Întotdeauna este motivul morții ca ceva, ca un lucru neterminat, netrăit până la capăt și neonorat. La tine și aici este... Ca o datorie a unor lucruri care nu mi-a făcut datoria de față de sine. Apropierea asta față de mediul oarecum rustic, față de elemente, de elemental, e și una dintre zonele de convergență între... Față de totemic, față de tot ce înseamnă asta. Nagualism. Între noi ca scriitori. Ai aici în această carte de proză scurtă Așteptăria, poate și cea mai receptată, mai cartea ta, apărută la editura Brumar. Este și o proză legată, care mi-a plăcut foarte mult, despre o nuntă surprinsă în tot așa cu ochii unui copil într-un sat. La o nuntă la care am participat. Șase ani, înainte de a porni la școală. Hai să facem pe linia acestui text uite, chiar aici s-a deschis, știa că durerea îi va mânca de vii. Ei venea să le spună, moartea nu ne poate lua nimic. Dar acum eram ei toți. Trei ani ei. Groparul satului. La fel cum și ei mai târziu în el.
și în el vor și rămâne. Da. Văd că știi texte. Bun, ești și firesc autor. Ai memoria propriilor texte, propriilor poeme? Poți recita? Sunt care nu... Am. Bun, hai să vedem, să facem așa și un test stupid continuu, te rog, mai departe. Să vedem. Și acuitatea asta senzorială și acolo la nuntă, și eu mi-aduc aminte și acum simt rău intoxicarea făcută de salamul de biscuiți într-un stat din Banat în care și tipul ăsta de ruda aia. Da. De atunci învelit în nylon din ăla. Ăla conținea rom. Fă o evocare a lumii din prozele tale pe linile astea. Uite, ai rostit un cuvânt senzorial. Da. Practic, cartea la care lucrez acum are și o parte de cartier, cartierul România, cartierul Timișoara. Este o lume senzorială, practic, și acum fac trimitere la antropologul Nicolae Panea, care a scris o carte care se numește Orașul Subtil și unde redă această lume a antropologiei senzorialului. De exemplu, cum se întâmplă lucrurile, care este moștenirea postcomunistă și cum nu trecem de anumite comportamente. Îți dau un exemplu a lumii senzoriale. Gestul de a face grătare în spațiile lăsate de liberă trecere, între blocuri, în spate, la gunoaie, prin străduțe, prin așa. Înainte era, când eram săraci, în Ceaușism era o evadare, era o atitudine, era, astăzi s-a transformat în altceva acest grătar. Mirosul de grătar nu este mirosul de mici, este mirosul de putere care îl exprim vecinilor, care trebuie să te accepte. Adică tu faci... impregnând zona... Da, deci tu faci ceva nesimțit. Da. Tu demonstrezi că tu ești șeful. Dar cu atâta mai simțit de alții într-un fel, da. Care simt asta, da? Că nu-l faci de foame. Arăți să... că e ostentație, cumva. Marchezi teritoriul ca un animal care se pișă și la tufișul ăla și la ăla și la ăla și zice, baby, this is mine, aici eu sunt șeful. Apropo de acest cuvânt senzorial care l-a rostit și care îmi conține și cartea, jurnalul de pustă și această lume a cartierelor Timișoarei neschimbată, unde este seva comportamentului populației care îi place totul așa cum este acum. Marile piețe, Mihala, Bălcescu, Aurora, Flavia, acea mizerie care și-a pierdut noțiunea de mizerie. Mizeria este acceptată. Mizeria nu mai este la nivel de estetica urâtului. Este firescul. Tu spui că, de fapt, dincolo de oraș, loc și așa mai departe, în general, există, ca asta simt că ar fi ideea, există un fel de, oarecum, de complicitate sau de relație directă, dar camuflată, poate, între starea unei nații, unor oameni și acei oameni care, de fapt, cumva își merită soarta, rezonează cu ea. Sunt autorii, nu doar victimele, nu? Propriei condiții, într-un fel. Pentru că de-aia diferă tipul de rău în care trăiesc unele populații, tipul de rău în care trăiesc altele și tipul de bine, implicit. La un moment dat, tipul de rău își pierde noțiunea de rău. E naturalizat. Da, cumva, contopirea și autoacceptarea, practic, duce la o plăcere. Duce la o plăcere a mizeriei. Adică la o complicitate, la o voluntate. La o complicitate. Duce la o siguranță, la un sentiment de siguranță. Toate cartierele noastre cu gunoaie, cu sârmă ghimpată, cu hale vechi bombardate, cu oamenii care își țin către patru daci pe butuci, cu oamenii care, du-te în Bălcescu să vezi ce, sau în Mehală, ce birturi, birturi în care încă se oriunde. Fac la Angoș și se bea bere cu 2 lei, dar contenește, în același timp avem Skyscraper și Wizz Air în care mergem cu 15 euro să vedem capitalele lumii. Gândește-te, de exemplu, ce contraste există. Deci lumea este făcută din mai multe lumi care sunt adevărate. Nu poți evident să zici, ăsta e esența, asta e adevărată sau este mulțimea. Da? Nu. Au loc toate și toate sunt la fel de reale. Simultane, reale și așa mai departe. Doar că acești oameni toți trăiesc într-un conglomerat împreună. Ce înseamnă contrastele, nu aici, ci în marile metropole ale lumii. Unde, cum să zic, nu? Ca de la bordei la zgârie nori. Așa se pune problema. Acum, sigur că e doar un crâmpei până la urmă și această emisiune. De azi se moare altfel, apropo de tema discutată, Diacritic, editura Diacritic. Asta e cea mai recentă carte. Da, cu doi chiar ani. Un etaj să văd dacă eșarfa din poza de pe manșetă. Am două. Una e pentru televizor, alta pentru... Uite, ți-ai dat și e-mail aici pentru cei care vor să-i scrie. Nu e bun. Nu e bun. Nu. Atunci dă e-mail-ul bun, să vedem, poate
Așa, poate primești și ceva corespondență. Poezia ta, iarăși, intră într-o, vine dintr-o zonă estetică, la care registru, din zona mai degrabă a unor scriitori din generația 60, ca lume, ca univers de referință, etc. Foarte puțin mai cultivă astăzi așa ceva, poezia asta de extracție, un fel de expresionism rustic, rural, elemental, să zic așa, adică vigoarea asta a elementelor care rup și așa mai departe. În același timp a fost, prin anii 90 și la 2000 chiar, mult mai înspre noi în anii 90, o tendință, un curent, aproape nu denumit, nou ruralism. Corea, într-un fel, lipsa exact ceea ce aici e din plin, un fel de cosmicitate a lumii, este un fel de vigoare așa cosmică. Artistul fotograf Borco Ilin. Tu ești muzeograf la Muzeul Satului Bănățean. Ca și încadrare. Lucrezi în... Dar sunt PR. Sunt mediul, să zicem așa, nu? Rustic, rural. Ești și la lucru în mediul respectiv. Da, în fiecare zi mă duc... E un continuum al existenței în vacanță, tale. Pentru că e de lucru. Dar e frumos să muncești în fiecare zi în vacanță. Într-o este, locație ca da, de... Da, este un spațiu vacanță. Care mă definește spiritual și în care îmi face plăcere să mă duc în fiecare zi. Deci în fiecare zi eu mă duc într-un loc care îmi place. Ai această, cumva, să zicem, constant, această axă mai sălbatică, mă rog, cu sau fără ghirimele în existența ta. Literatura sălbăticește în sensul cel mai bun, pe data viitoare. Cât de intensă a fost emoția primului examen? Cât de greu e drumul către o carieră de succes? Afli răspunsul de la Raluca Pandor, la Studenții de ieri. Aici înveți! Aici trăiești! Trebuie să știi tot ce îți influențează viața. Informațiile esențiale le afli în fiecare marți de la Caterina Lederer, la emisiunea Student în Timișoara.